să ne gândim. Ce s-ar fi întâmplat dacă Israel, țară cu jumătate din populația României, nu avea o armată puternică, tehnologizată, construită în decenii? După omorul în masă cu elemente de sadism care compromit specia umană, comis de Hamas pe 7 octombrie, asupra evreilor și a oricui nepalestinian de care au dat cu ochii, evreilor nu le-ar fi rămas decât să-și reconstituie morții, să-i plângă, să-i îngroape și să cerșească în genunchi eliberarea ostaticilor. ONU și toată stânga progresistă, radicală din Occident, n-ar mai fi cerut absurd încetarea focului în vreme ce Hamas trag mii de rachete asupra Israelului. Fără protecția cupolei de fier, statul Israel ar fi fost făcut bucăți, de la râu la mare, în răcnetele de fericire a mii de musulmani din întreaga lume. Ce se constată odată cu războaiele Rusia-Ucraina și Israel-Hamas? Că ordinea de drept internațională nu mai valorează nici cât un cartuș gol. Armata Roșie a comis crime de război înfiorătoare în Ucraina. Așa și deciziile organismelor europene și mondiale de justiție care l-au pus sub acuzare pe VV Putin sunt pielea ursului din pădure, din pădurea de rachete, mai mult sau mai puțin nucleare. Nici o Cruce Roșie, ONU, UNICEF nu poate salva miile de copii răpiți din Ucraina și duși în Rusia la reeducare. Kremlinul nu ține seama de nicio lege a războiului în agresiunea împotriva Ucrainei. Când scriu aceste rânduri, aflu că soldați ruși au împușcat în Donețk, după modelul Hamas, o familie de 9 persoane, între care 2 copii, împușcați în cap în timp ce dormeau, pentru că au refuzat să plece din casa lor. N-am auzit de un organism, de vreo curte penală a lumii, care să-i declare criminali, nu de război, criminali pur și simplu pe Hamas și să instrumenteze dosare de urmărire generală a lor. Peste tot se zbiară Free Palestine, nici măcar Save People of Gaza. Și se mai zbiară moartea evreilor, care sunt atacați pe tot globul, cum a instigat Erdogan, fără vreo apăsare că l-ar putea trage cineva la răspundere. Dar evreii au armată și pot încerca să stârpească monstrul Hamas, apărându-și existența. Statele Unite au plasat portavioane pentru descurajarea statelor care ar vrea să atace Israelul, dar nu pot lupta în locul evreilor. Niciun soldat american nu pune bocancul în Israel-Gaza. Istoria a demonstrat cu cruzime că valurile de antisemitism duc inevitabil și la agresiunea împotriva neevreilor. Cum zicea Goebbels, noi hotărâm cine e evreu și cine nu. În minunata lume nouă care ia naștere în aceste zile, chiar dacă face parte din NATO, orice stat va trebui să aibă o forță armată care să conteze. Altfel, nu va avea cine să-i facă dreptate și cu atât mai puțin să-l salveze. NATO te apără foarte bine, în timp de pace. Să ne gândim la România.